De marele praznic al întâmpinării Domnului pe 2 februarie, credincioșii severineni au avut parte de alese bucurii duhovnicești și de arhiereși binecuvântării. Preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, a săvârșit Sfânta Liturghie la Biserica Sfântul Ilie Tezviteanul din cartierul Crihala în municipiul Drobeta-Turnu-Severin. În cuvântul de binecuvântare rostit, ierarhul Mehe Dințean a prezentat semnificația acestei zile importante pentru fiecare creștin, tâlcuind și pericopa evanghelică. În încheiere, părintele paroh, George Ghinea, a adus mulțumire alese preasfințitului episcop Nicodim pentru binecuvântarea pe care au primit-o prin vizita preasfinției sale. Credincioșii au venit de la primele ore ale dimineții pentru a asculta cuvântul Evangheliei. Ne-a ajutat Dumnezeu să sărbătorim astăzi întâmpinarea Domnului, strătenia. Sfântul Evanghelist Luca ne relatează amănunte despre această sărbătoare. În capitolul 2 al Evangheliei sale se scrie că la vârsta de 6 săptămâni, la 40 de zile ale pruncului, născătoarea de Dumnezeu împreună cu bătrânul Iosif l-au adus pe pruncul Iisus la templu din Ierusalim. Ei împlineau o rânduială fixată de Moise. Era o rânduială după legea mozaică, ca tot pruncul de parte bărbătească, întâiul născut de parte bărbătească, să fie adus la templu, închinat Domnului și să se aducă pentru el, ca jertfă la templu, o pereche de pui de turturea sau o pereche de porumbei. Ei erau împlinitori ai rânduielilor, nu numai născătoarea de Dumnezeu, ci în general evreii împlineau legea lui Moise. În număr mare participau la ritualurile de la templu. De fapt, nu numai evreii, și lumea păgână era obișnuită cu jertfele pe care le aduceau la templele idolești. Din aceasta învățăm și noi că suntem îndatorați, în primul rând, să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-am născut în legea Harului și astăzi venim la biserică, ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului. Nu aducem jertfă de păsări sau de animale, cum se obișnuia în trecut, în antichitate, ci aducem ofranda noastră, prescura noastră. Preotul ne pomenește pe cei răposați, cât și pe noi cei vii, la proscomidie. Preotul, ca slujitor al lui Dumnezeu, se roagă pentru toți enoriașii. De asemenea, este de datoria noastră să îi aducem lui Dumnezeu, cum să spunem, Psalmul 50, inimă zmerită. Aceasta este o altă jertfă pe care Dumnezeu o așteaptă de la noi. Nu păsări perechi de turturele sau de porumbei, ci zmerită cugetare. Zmerită cugetare care constă în răbdare multă. Să ne ajute Dumnezeu cu zmerenie, împlinim poruncile Lui, să primim nădejdea că vom parcurge cu bine această perioadă dificilă și după necazuri vor veni și bucurii. Doamne ajută! Bucurie mare avem astăzi la Biserica Sfântul Ilie din cartierul Crihala al municipiului nostru, pentru că a fost și a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească episcopul nostru, preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei. Întreg poporul credincios, de la mic la mare, am ieșit în întâmpinarea dânsului, de la primele ore ale dimineții, așa cum se cuvine, pentru că știm că cel mai mic se binecuvintează de către cel mai mare. Și am ieșit cu Sfânta Evanghelie și cu crucea să îl întâmpinăm pe preasfințitul nostru părinte, pentru că a venit să facă jertfa cea nesângeroasă de pâine și vin pe masa Sfântului Altar aici în biserica noastră și să ne binecuvinteze pe toți cu harul dânsului cel episcopal, cel arhieresc. Astăzi Domnul nostru Iisus Hristos este întâmpinat de către bătrânul Simeon și recunoaște bătrânul acesta, deși avea o vârstă foarte înaintată,
și Dumnezeu îi făgăduise că nu va muri până ce nu-l va vedea pe Fiul Său venit în lume întrupat. Și iată, astăzi îl întâmpină dreptul Simeon pe Domnul nostru Iisus Hristos, cerându-i lui Dumnezeu să-l elibereze, să-l lase să moară liniștit, pentru că bătrânețele lui erau foarte multe, foarte adânci și foarte greu de purtat. Și spune bătrânul Simeon, acum liberează pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, în pace. Adică acum lasă-mă să mor liniștit, să mă adaug strămoșilor mei. Că văzură ochii mei mântuirea ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Piatra de temelie a Bisericii Sfântul Ilie Tezviteanu a fost pusă în 1991, lucrările începând în 1992. Ele au fost întrerupte o perioadă, fiind reluate în anul 1998. Până la terminarea construirii bisericii celei noi, serviciul religios era oficiat într-o construcție provizorie, ce era cunoscută de severineni ca Biserica de Carton.